că nu vreau să ne erijăm în avocații apărării lui Șerban. Nici el n-ar vrea așa ceva. Sunt și suntem alături de el, ca om, prieten și coleg, și respectăm decizia de a se retrage din viața publică. Îi mulțumim pentru tot ceea ce a făcut în Cronica Cărcotașilor. Dar nu vom vorbi despre Șerban Huidu aici, ci despre produsul media, căruia el i-a pus temelia, și despre echipa care a produs această emisiune. Astăzi vom renunța la satiră și la elementele de spectacol și vom încerca să explicăm ce a însemnat Cronica Cărcotașilor. Sunt peste 11 ani de când, miercuri de miercuri, la aceeași televiziune, ne-am jucat, am râs, ne-am indignat sau am încercat să corectăm. Cineva spunea că înveți învățând pe alții. Am învățat foarte multe în ultimul deceniu. Poate nu știți, dar înainte de fiecare emisiune am lucrat cu dicționarul explicativ pe masă. Pentru că nici noi nu le știam pe toate, mai ales că nu le știam din școală. Mark Twain spunea că n-a lăsat niciodată școala să-i afecteze educația. Sincer, nici noi. Drept dovadă că am căutat aceste citate. Nu o să încerc eu să explic ce este Cronica Cărcotașilor, ce premii a luat sau ce audiențe are, dar vreau să o judecați în contextul a peste un deceniu în care discursul televiziunilor din România s-a degradat în senzațional grețos, spontaneitate prost înțeleasă, lipsă de bun simț, promiscuitate agresivă, vulgaritate și tupeu, pe care Cronica le-a sancționat. Uneori, poate și noi am sărit calul. Nu poate, sigur, nimeni nu e perfect. Deși dezvoltarea forumurilor și a rețelelor de socializare pe internet vrea să ne convingă contrariul. Sunt mii de perfecți, din păcate anonimi. Le mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi aici în platoul Cronicii Cărcotașilor, nu pentru a o credibiliza, asta o face doar conținutul ei, ci pentru a ne da un sfat, pentru că suntem într-un moment în care noi avem nevoie de sprijin. Și o să închei cu un citat din britanicul Benjamin Disraeli. E mult mai ușor să critici decât să fii corect, iar noi vrem să fim corecți. Sunt un pic emoționat, este prima oară când sunt în postura aceasta. Sunt un fel de moderator de talk show în această seară și aș vrea să prezint invitații. Avem alături de noi aici pe Petrișor Obaie de la Pagina de Media. Mulțumesc că ai venit. Bună seara. Doamna Elisabeta Lipă. Bună seara. Cea mai bună canotoare din secolul 20, nu-i așa? Da. Așa e. Colega mea Liana Stanciu. Bună seara, mulțumesc. Colegul meu Cristian Hurbaru. Bună seara. Colegul meu Gri Chiroiu. Bună seara. Mihai Georgescu, seara. Cunoscut drept Miță. Salut. De la Bere Gratis, bine ai venit. Călin Goia de la Trupa Voltaj. Salut, bună mulțumesc. Seara. Colega mea Oana Ioniță, bebelușa Oana. Bună mișu. Bătrânul moșu Doroftei, Leonard, binevenit. Coleg Gimei Mistrețu, Octavian Păscuț, adică. Bună seara, nici mai știu cum îi cheamă. Și invitațiul da. Și dezbrăcatul Codruț Chegeș. Bună seara. Avem alături de noi și ziariști din media și iată, chiar în acest moment, pentru că la noi se petrece totul în direct aici priviți, deși este o emisiune înregistrată, se petrece în direct, iată a venit și colega mea, bună Cristina Țopescu. Bună seara, Mișu. Îmi cer scuze că am întârziat, vin de la jurnal. Nu e nicio problemă. Știu că ai avut jurnal, da. Foarte vizionat și noi ne-am fi uitat dacă nu făceam emisiunea asta. Să vedem și cine sunt colegii din, de la ziare. Ioana Ilie, de la revista Capital, dacă nu mă înșel, da? Florina Tecuceanu, Anca Simionescu de la Evenimentul Zilei și Emanuel Baran de la Ring. Și iată și, scuză-mă, Mihaela Călinoiu de la Story, toată lumea vine și în timpul emisiunii și de asta nu-mi dau seama ce se întâmplă aici. Sper să realizez pe parcurs. Aș vrea să vorbim puțin despre Cronica Cărcotașilor. Ce a însemnat în 11 ani de zile Cronica Cărcotașilor pentru dumneavoastră. Petrișor, m-a scos din acest monolog, mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Păi, în primul rând, pentru mine, ca jurnalist, a însemnat un bun subiect de analizat. Pentru că, trecând de la subiectele pe care le dezbătea emisiunea, am analizat emisiunea după performanțele ei. Foarte mulți ani, dacă mi-aduc bine aminte, era emisiunea de forță a Prima TV. A fost chiar mulți ani buni o emisiune de forță.
după care au mai apărut și alte producții, dar dacă mă uit în top, Cronica a fost mereu între cele mai vizionate. Au mai apărut și alte producții care au dispărut pe parcurs și se pare că am rămas... Da, din punct de vedere al conținutului, a fost o emisiune consecventă cu ea însă și asta pot spune clar. Din punct de vedere al brandului Cronica Cârcotașilor, cred că acum Cronica Cârcotașilor are cea mai mare provocare pe care în general o are un brand. Un brand depinde foarte mult de oameni. Asta este foarte clar, mai ales în perioada de construcție. Marea provocare a unui brand este să meargă mai departe, indiferent de oamenii care stau în spatele lui. Pentru că altfel, dacă n-ar exista această logică, n-am mai vorbit încă de Apple, n-am mai vorbit încă de multe companii. Asta este, după părerea mea, marea provocare pe care o are acum de trecut Cronica Cârcotașilor. Doamna Elisabeta Lipă, v-ați uitat la Cronica Cârcotașilor? Ați apărut vreodată în Cronica Cârcotașilor? Nu. Din fericire sau din păcate nu am apărut niciodată în Cronica Cârcotașilor. Dar pot să vă spun un singur lucru, că aici vorbim de longevitate, vorbim de 11 ani de emisiune. O emisiune ca și în sport, nu poți să reziste 11 ani dacă nu este bună. Asta nu mai zic de premiile pe care le-ați... Nu v-am chemat să ne lăudăm aici, dar, așa am putea laud, să vă, nu-mi place să vă spunem laud, că ați participat la 6 olimpiade, da, și deci, aveți 5 medalii deci, de aur, nu? Sigur că da. Am longevitate în sport și din această cauză am rezistat, pentru că am câștigat și am avut moral și imbold și tot ce vrei ca să pot să merg mai departe. Când ai eșecuri, cu siguranță că te retragi. Deci ați demonstrat cu această emisiune că sunteți buni, că ați rezistat 11 ani și eu nu vreau să vorbesc la trecut, ați rezistat, ci vă doresc să rezistați în continuare. Eu sper și sunt convinsă că foarte mulți din cei care au fost criticați de voi în această emisiune au avut de învățat, pentru că n-ați fost selectivi doar pe un anumit segment, ci emisiune de emisiune i-ați pus în față pe cei care au greșit. Poți spune noi recunoaștem că au fost și emisiune de emisiune în care ne-am luat de aceleași personaje, dar măcar recunoaștem. Da, dacă au greșit, bineînțeles că i-ați luat. Deci a fost și o emisiune educativă, pentru că mulți au încercat și sunt convinsă că au și reușit să își repare greșelile. Liana, pe tine nu te întreb dacă ai apărut la Cronica Cârcotașilor. Am apărut? Știu. Știi, nu? De-aia nu te mai întreb. Dar de ce? Ce știai? Ia, facem un exercițiu de memorie. Ai luat lecitină? Nu. Am uitat să iau lecitină. După ce ai apărut la Cronica, n-ai încercat să te corectezi? Nu, pentru că prima dată când am apărut la Cronică era de fapt un joc de cuvinte. Eram la instituția aceea cu nume de vitamină și trebuia să ofer un premiu. Îți mai aduce aminte? Și era o chestie cu discul, e portocaliu sau oranj. Și a fost un joc de cuvinte pe care voi, evident, l-ați taxat. Dar vreau să-ți spun ceva, Mișu. Fără niciun fel de popoțonare a ceea ce spun. Era o spaimă la începutul anilor 2000 să n-apar la Cronică. A, să n-apari? Să n-apari. Deci îți spun, mi-aduc aminte perfect de momentul în care Gabi Cristea, care citea despre vreme sau vorbea despre vreme și era o chestie înainte de un Crăciun, sigur v-a trimis cineva pastila aia, dacă nu s-a rugat de nu știu câte ori să nu cumva să ajungă, era o chestie cu oamenii pregăteau porcul înainte de Crăciun și a ajuns la Cronică. Și a ajuns, evident. A ajuns la Cronică și iată că după aceea a ajuns și realizatoare de emisiuni, ceea ce înseamnă că undeva cumva Cronica Cârcotașilor a fost un fel de rampă de lansare. Ce cred eu despre Cronică? Eu cred, sigur, o să-ți citesc din soțul meu care citează din Mercurii. Trebuie să continue, neapărat. Îți mulțumesc, Liana. Aș vrea să vedem acum câteva materiale filmate despre opiniile unor colegi din media, care nu au putut fi prezenți aici, dar pe care i-am înregistrat. Am apărut la emisiune de, credeți-mă, m-am plictisisem eu de mine. În toate felușagurile, cu putință, în toate chipurile, în toate pozițiile, cu toate măscările, cu cum se făcea, ca să zic așa. M-au marcat toate acele momente, la unul dintre ele am suferit cu adevărat și am spus lui Șerban la televizor, i-am spus că dacă a vrut să mă facă să plâng și să sufăr, a reușit. Și după el a venit cu un buchet de flori în,
În platou la dumneavoastră. Da, că și s-am înțeles exact ce se întâmplă. S-a deschis ușa și întâi a apărut un buchet mare de flori și abia apoi am văzut capul lui Șerban. Cronica s-a transformat în timp într-un adevărat pamflet politic. Umorul, și nu numai umorul, ci taxarea asta manelismului. Cu alte cuvinte, cronica cărcotașilor ar fi putut foarte bine să facă parte din mișcarea de rezistență pe care am inițiat-o noi și trebuie să spun că de la începuturi cronica a făcut o mișcare de rezistență de la începuturile ei. Eu aș face un format care să nu fie tocmai așa, pentru că nu poți să faci cronica cărcotașilor fără unul dintre cărcotași. Cu tot respectul față de bebelușa cutare, poți să aduci orice bebelușă vrei tu, nu-i huidu și nu o să fie veci. Aș face un format în care de la început să se spună clar publicului la ce să se aștepte și aș lua de la capăt. Așa cum Huidu a luat-o de la capăt de unul singur, fără toată lumea care ulterior s-a alăturat, pe un teren relativ solid, să recunoaștem, aș lua-o de la capăt și aș vedea ce se întâmplă. Va merge mai departe cronica, chiar dacă Șerban Huidu nu vrea să mai apară. Faptul că el apărea, sigur că era o chestiune importantă, dar cred că Șerban este la fel de bun și în spatele camerei de la vederi în a produce această emisiune și, mă rog, n-a ajutat să se facă așa cum a făcut și până acum. Da, acestea au fost doar două dintre părerile pregătite pentru această seară. Am înțeles că Liana vrea să... Da, vreau să spun ceva. E adevărat, sunt de acord că la început era cronica cârcotașului pe care a început-o Șerban la 21 și apoi la televizor, după care ai apărut tu. Dar după tine au venit alți oameni care s-au identificat cu cârcotaș. Vrei să-ți spun că am ieșit cu colegul Hrubaru, unul n-a zis că e de la radio. Uite-l pe ăla de la cronică. Și am făcut el atâta, poartă această ștampilă. Am făcut tot posibilul să se afle că lucrez la Rock FM. Iată, îmi pare foarte rău. Deci îți spun că sunt deja, eu cred că asta e doar o idee. Cici, hai să povestim. Eu am o... Bună seara, te rog. Acum 3 zile, mergând pe stradă, o fetiță la 4-5 anișori, cu mămica de mână, se uită la mine, se uită la maică-sa și spune: uite-l, mami, pe Cătălin desfundatul. Deci, dar nu e rău. Nu e rău, absolut. Nu e. Un deci copil e... de 4 ani. Sau e... pe băiețelul meu la grădiniță, dacă îl întreb cine sunt, gogâie. Trebuie să schimbăm formatul, cum spunea Teo. Crezi că este cazul? N-ar fi o idee rea să faceți niște modificări. Formatul e ăla pe care îl știm, Strișea la Notiția, care supraviețuiește cu brio de atâta timp la italien, pe care voi l-ați făcut excepțional. Și nu numai în Italia. Da, eu la italien l-am văzut prima oară. Și unde în Bulgaria mai sunt. Da? Și în Bulgaria. Am fost dați chiar la ei în Strișea la Notiția și noi și Bulgaria. Dar italienii l-au făcut prima oară, nu? Cred că italienii au făcut cam totul prima oară. Da, în materie de entertainment și foarte bine fac, da. Eu cred că, exact cum spunea și Marius tu, că Șerban, chiar dacă nu apare, voi sunteți și prieteni, nu ați fost numai colegi și nu ați avut sunt doar acest rudete, proiect împreună și rude, da. Deci veți fi foarte apropiați în continuare. Șerban este clar că poate să facă foarte multe lucruri și din spate și din orice poziție în materie de televiziune. Hai să-l întrebăm pe Leonardo Roftei. Ce mai faci, în primul rând? Eu sunt bine. Bine eu personal, familia. Am trecut și noi cu emoții așa cum ați trecut și voi prin... Te uiți la cronica cărcotașilor? M-am uitat, n-am avut norocul să mă uit de când ați început voi, pentru că eram plecat prin țări străine. Am să scot asta în evidență. Când m-am întors, am avut șansa să văd o emisiune plăcută, o emisiune în care ai câteva luni în care râzi de alții, până îți vine rândul, pe care mai stai supărat. Sper că n-am râs prea tare de tine. Mai stai supărat o săptămână, eu ce am făcut, pe care iar râzi câteva luni cu bucurie. Pe lângă râsete, cred că în cronica cărcotașilor am făcut și...